Vă salut și eu cu pacea Domnului. Mă bucur să fim în seara aceasta, în casa lui Dumnezeu, să avem din nou ocazia să deschidem cuvântul. Dar înainte de a privi în cuvântul din seara aceasta, cred că fiecare dintre noi putem să spunem așa în sufletul nostru lui Dumnezeu un mulțumesc pentru săptămâna aceasta, pentru o crotire. Cu toții realizăm că trăim într-o lume din ce în ce mai complicată, din ce în ce mai nesigură, o lume din ce în ce mai violentă, și cu toate acestea, faptul că putem să trăim în pace, să avem toate cele necesare vieții, este un har de la Dumnezeu. Și cred că este corect ca întotdeauna să avem o atitudine de recunoștință față de ceea ce Dumnezeu ne oferă. Aș vrea să privim în seara aceasta la un pasaj din Sfânta Scriptură, un pasaj pe care îl găsim la 2 Samuel, capitolul 6. Și aș vrea să citim împreună de la versetul 12. Sunt convins că pasajul acesta ne este foarte cunoscut. Aș vrea să punctez doar câteva aspecte din el și să tragem câteva învățături împreună. Deci, 2 Samuel, capitolul 6, începând cu versetul 12, spune așa. Au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obede Dom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obede Dom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Cei ce duceau chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertit un bou și un vițel graș. David Juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel, chivotul Domnului, în strigăte de bucurie și în sune de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui, în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jerfe de mulțumire. Când a isprăvit David de a adus arderile de tot și jerfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor, apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o tortă de stafide. Și tot poporul a plecat fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i ieșit înainte și i-a zis, cu câtă cinste s-a portat azi împăratului Israel, descoperindu-se înaintea slujnicilor, slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic? David a răspuns Micalei, înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși, voi fi în la slujnicile despre care vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Foarte interesantă relatarea aceasta. Și ca să înțelegem mesajul acestei relatări, cred că merită să intrăm în atmosfera acelor vremuri. Chivotul Domnului nu era la Ierusalim. Nu era în centrul țării, ci cu chivotul Domnului se întâmplase ceva. Au sperat că dacă au chivotul Domnului pe câmpul de luptă, totul se va rezolva. Și din relatările pe care le știm, s-a întâmplat ceva foarte ciudat, pentru că ceea ce era o mare așteptare pentru izraeliți, că prezența chivotului îi va susține împotriva filistenilor, nu s-a întâmplat și chivotul a fost luat la filisteni și acolo prezența acelui chivot a însemnat niște probleme, a însemnat niște necazuri, până acolo încât filistenii au spus, luați-l, pentru că ne sperie. A mai fost și altă, o altă problemă, transportul acestui chivot dintr-un loc în altul care ar fi trebuit să fie ceva simplu și care să nu fie o problemă în ea, s-a întâmplat ca Uza, unul dintre cei care se îngrijea să, fie, să moară în urma acelei experiențe nefericite și prezența acestui chivot începuse să, să creeze senzația că dacă acest chivot este prezent, e de rău, ci se pot întâmpla nenorociri. Și așa se face că David spune, nu, mulțumim într-o fază, și chivotul Domnului rămâne în casa lui Obede Dom. Și cred că toți ochii izraeliților erau îndreptați spre această casă, să vadă dacă este sănătos tata, dacă este sănătoasă și mama, dacă ceva s-a întâmplat copiilor. Și au observat, a observat Că în această casă unde era prezent chivotul, a venit binecuvântare, a venit ceva frumos, și David se hotărăște să mute în, în casa lui acest chivot, făcând o ceremonie foarte interesantă. David a înțeles ceva, și anume, acel chivot nu este doar o cutie. Acest chivot simbolizează ceva și modul în care respecti și tratezi această cutie, cu ghilimele de rigoare, acest chivot, are niște implicații foarte mari. Și aici se întâmplă ceva. David n-a fost în situația să spună haide să punem chivotul într-un car mai mare, să nu existe riscul să se răstoarne sau să cadă din acel car ci David regândește acest transport și nu gândește ceva de genul cum să o facem mai repede, ce transport să folosim pentru a-l aduce din punctul A în punctul B mai repede, ci el gândește ca tot acest transport să fie o ceremonie, o ceremonie de închinare, o ceremonie care să arăți respect, să arăți prețuire. Și lucrurile chiar merg bine și ceea ce descoperim aici printre primele lucruri din relatare, spune versetul 12, David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obede Dom, în cetatea lui David, și m-aș fi așteptat ca următoarele, următorul detaliu să fi fost ceva de genul. A pornit cu mare frică. Pentru că ce se întâmpla în trecut a fost destul de dramatic. Au pornit triști. Pentru că exista riscul ca să se întâmple o nenorocire. Și ceea ce mi se pare extraordinar este că David pornește. Această mutare a chivotului în mijlocul veseliei. Veseliei. Și parcă ceva la prima vedere nu se potrivește. Păi dacă vrei ceremonie serioasă, dacă vrei ocazie de închinare profundă, parcă mai mult se potrivește tristețea, parcă mai mult se potrivește sobrietatea. Poate mai mult se potrivește, cum să spun, să fie reținut în gesturi, să fie tăcut, să fie poate și încruntat dacă este nevoie. Nu, 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 nu. David, după toate experiențele trecute dramatice, consideră că această ceremonie a mutării chivotului este o bucurie. Și o bucurie atât de mare încât... Există muzică, există veselie, există o exprimare a bucuriei prin dans pe care David o face, există entuziasm, există tot ceea ce este frumos în direcția aceasta și cred eu că poate să fie o lecție și pentru vremea noastră. E adevărat, vorbim despre închinare și recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că suntem păcătoși recunoaștem că suntem greșiți, recunoaștem că multe lucruri le-am făcut cum nu ar trebui, dar cred că la dumnezeu nostru, putem să găsim speranță care să ne aducă veselie, care să ne aducă bucurie, care să ne aducă curaj. iar experiența aceasta este una care poate să fie una frumoasă. Acum, David mai face ceva pe lângă muzică multă, pe lângă adunarea întregului popor, face ca deplasarea aceasta să fie foarte înceată. Pentru că este amintit aici, în versetul 13, spune când cei ce duceau chivotul Domnului, și aici mai facem o paranteză, data trecută a fost pus într-un car. De data aceasta a spus, nu, 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 să fie niște oameni rânduiți pentru aceasta. Și știți cine erau oamenii? Leviții. Și David a ținut cont de detaliile acestea. Spune textul că atunci când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou și un vițel gras. Cât de rapidă a fost deplasarea aceasta. Cam câți pași să fi fost de la casa lui Obede Dom până la casa lui David? 20 de pași? 50? Nu, au fost mulți. Au fost mulți. Cu siguranță, cu siguranță, a fost o zi întreagă a toată această ceremonie și mă gândesc, dar totuși David, nu te grăbești și tu? Totuși, David, de ce alegi să zăbovești? De ce alegi să încetinești deplasarea? De ce alegi ca acest moment parcă îl gândești să nu se mai termine niciodată? Și David este cel care spune, mă simt bine în ocazia aceasta. Mă simt bine în prezența lui Dumnezeu. Mă simt bine văzând lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a oferit și mi exprim recunoștința și bucuria și nu vreau ca lucrul acesta să treacă repede. Și astfel, șase pași, ne oprim, șase pași, ne oprim. Eu mi-am când eram mai mic, am participat la câteva înmormântări din Biserica Ortodoxă și era o tradiție la mine în sat, ca atunci când pleca de acasă la cimitir, să nu se meargă pe drumul cel mai scurt, ci să se ocolească, să meargă aproape pe toate străzile, iar la fiecare colț de stradă să fie o mică ceremonie în care se aruncau și niște bănuți, și acolo preotul ținea o slujbă, pe ideea, nu ne grăbim, vrem ca momentul acela să fie mai încolo și vrem ceremonia aceasta să fie cât mai lungă. Este destul de greu pentru vremurile noastre să înțelegem o astfel de gândire, pentru că noi ne uităm la ceas. Noi ne uităm că într-o oră trebuie să facem 20 de lucruri. Și dacă este cineva care spune, dar de ce trebuie să ne grăbim? Parcă privim ciudat, dar cum? Dar ce se întâmplă? Vrem repede. Și e adevărat că sunt multe lucruri care într-adevăr trebuiesc rezolvate repede care necesită rapiditate. Dar David aici are un gest care mi se pare interesant. Haide să nu ne grăbim când suntem în prezența lui Dumnezeu. Haide să nu ne grăbim să fugim acasă din prezența lui Dumnezeu. Haideți să avem răbdare, să avem plăcere și să avem bucurie în a sta în prezența lui Dumnezeu. David a pus suflet în această ceremonie. David și-a exprimat bucuria prin gesturile pe care le-a făcut și foarte interesant este că atunci când el s-a apropiat de casa lui, soția sa, Mical, fata lui Saul, s-a uitat pe fereastră și nu știu cât de bine etanșau ferestrele din vremea aceea, dacă erau de termopan sau de tripan, acum nu știu în engleză cum se spune, ca să izoleze sunetul, dar este clar că ea a fost ruptă de ce se întâmpla acolo. Ea a fost ruptă de bucuria de acolo, de tot ce însemna ceremonia aceasta, și la distanță, și cumva și rece, trage o concluzie. Și îl vede pe David că dă din mâini, îl vede pe David că se apleacă, îl vede pe David că face nu știu ce gesturi. Și textul spune că ea atunci când l-a văzut dincolo de fereastră, fără să audă, fără să înțeleagă ce se întâmpla acolo, spune că l-a disprețuit în inima ei. L-a desconsiderat și a, a văzut gestul acesta. Foarte nepotrivit. Cum să faci așa ceva? Și foarte interesant este că Mical trage o concluzie și consideră că David greșește. Și atunci când David se duce către casa lui să o binecuvinteze, spune foarte interesant textul că Mical i-a ieșit înainte. Mical a fost genul de persoană care nu. Trage niște concluzii în sinea ei, fără să vorbească cu persoana în cauză, ci are curajul să discute cu David, are curajul să-i spună ce crede. Până la momentul acesta, eu cred că Mica trebuie apreciată. Ea are curajul să spună omului în față are curajul să nu țină niște lucruri răspunse în inimă fără să le lămurească de ce s-a întâmplat. Și Mical îi spune lui David, și aici mi se pare foarte interesante cuvintele, spune așa, cu câtă cinste s-a portat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic ce ai făcut tu, David, este nepotrivit. Ceea ce ai făcut tu nu se face. Și lucru la care, argumentul pe care îl folosește Mical pentru concluzia aceasta, este așa, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui. Cu alte cuvinte, tu te-ai gândit ce o să zică lumea despre tine? Tu te-ai gândit ce concluzii vor trage oamenii când vor vedea că Împăratul, în loc să fie îmbrăcat cu haină împărătească, împărătească, când în loc, că Împăratul, în loc să fie pe tronul său, arătând bogăție, arătând sobrietate, când Împăratul, în loc să respecte niște protocoale ce țin de ceremoniile regale, este pe mijlocul oamenilor, cântă cu ei, gesticulează cu ei, se apleacă cu ei și Mical trage concluzia aceasta, Domnule, trebuie să fii atent cum arăți, trebuie să fii atent la imaginea ta, trebuie să fii foarte atent că oamenii vor privi la tine și te vor judeca, și de judecata aceea lor înseamnă foarte mult. Și e destul de interesant că Mical nu spune ceva de genul ce o să zică căpetenile împărăției tale, ce o să zică soțiile tale, ce o să zică persoanele de calitate din Imperiu. Ea are grijă și de aspectul acesta. Ce o să zică slujnicele? Ce o să zică acele persoane pe care noi de multe ori le trimitem să ne aducă, să ne facă anumite lucruri? Tu ești atent la asta? Acum, David vine și el cu un răspuns. Și poate că ne-am fi așteptat ca răspunsul lui David să fi fost ceva de genul: Ei, draga mea soție, nu te supăra de gestul acesta. Am făcut și eu gestul, că era ocazia aceasta, dar să știi că nu o să mai fac niciodată. Am exagerat poate puțin cu gestul acela, cu entuziasmul, cu pasiunea pe care am avut-o, dar am făcut și așa un mic rol ca oamenii să mă vadă cât de credincios sunt. Am fost și eu puțin ipocrit că se poartă. Sunt mulți oameni care în sinea lor nu simt nimic, dar spun lucruri entuziasmante, fac gesturi care să impresioneze mulțimile, dar ei în sinea lor nu cred lucrul acesta. David n-a fost ipocrit. David nu și-a calculat gesturile. David n-a fost în situația să spună leviților: Haideți să facem o repetiție înainte. Să vedem cum va fi ceremonia. Și David a fost natural, a fost sincer și spune soției sale, și anume, știi înaintea cui m-am umilit, pentru cine am făcut gesturile acestea, știi ce m-a motivat să mă exprim așa? Dumnezeul meu, acel Dumnezeu care m-a luat de la oi. M-a adus, m-a chemat fratele meu de pe câmp. Acel Dumnezeu care m-a ridicat mai presus de casa tatălui tău, pentru el am făcut gestul acestea. Și spune foarte interesant David, și voi mai face, mai mult decât atât. Pentru că pentru Dumnezeul meu simt că am făcut destul de puțin. Și acum s-o și mă întreb, gândește corect. David? De ce atât entuziasm pentru Dumnezeu când poți să fii mai reținut, când poți să fii mai calculat și să ai și alte priorități? E adevărat, nu e rău să participi la ceremonii sfinte, nu e rău să ai momente de închinare, dar fi mai reținut, fii mai reținut, fi atent cum te îmbraci, fii atent ce o să zică lumea despre tine, fii atent cum ești privit, fii atent dacă cravata e așezată bine, dacă costumul este așezat bine. Asta îi spunea amical. iar David spune, pe mine asta nu mă interesează. Pe mine mă interesează Dumnezeu și pentru El eu sunt dispus să pun totul la dispoziție. De adevăr, ce a făcut David, nu doar prin gesturile lui, dacă vreți și prin sacrificiile pe care le-a făcut. Șase pași, un vițel, spunea textul, și un bou au fost jerfit. Cam, câte, cam câți viței și boi au fost jerfiți, așa aproximat? Au fost vreo 2-3? Au fost cirezi pentru care David a fost disponibil. nicio problemă pentru Dumnezeul meu simt că nu fac suficient. Pentru Dumnezeul meu, spune David, simt că nu m-am dedicat suficient. Mical vine și spune, las-o mai ușor, nu exagera, fi mai reținut. Sunt alte lucruri Poate mai importantă decât acest entuziasm pentru casa lui Dumnezeu. Avem și noi lucruri de reparat prin casă, avem și noi priorități, avem copii de crescut, avem o imagine de apărat, o imagine cu care să ieșim înaintea oamenilor. Fi mai reținut, fi mai reținut. Ori David spune, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Eu sunt dispus, sunt dispus. Să mă înjosesc, așa cum zici tu, și mai mult. Sunt dispus să pierd și mai mult pentru Dumnezeu. Pentru că știu că acest Dumnezeu m-a ridicat. Prin gesturile mele, prin sacrificiile mele, eu nici pe departe nu recompensez ceea ce a făcut pentru mine. Dar pentru mine acest Dumnezeu contează. Și aici găsim două stiluri de a-L vedea pe Dumnezeu. Eu sunt convins că Mical nu era o fată rea, nu era un genul de persoană păgână, cum ar fi fost Rahela, să aibă alt sistem de închinare. Nu, și ea îl iubea pe Dumnezeu. Dar poate că în casa ei, poate că a învățat de undeva, a mers foarte mult pe ideea aceasta, fi mai reținut când vine vorba de închinare nu e nevoie să te entuziasmezi prea mult, nu e nevoie să sacrifici prea mult, pentru că trebuie să fii atent, trebuie să fii atent la imaginea ta. Or David, or David, este genul care atunci când face ceva pentru Dumnezeu, pune totul. Pune inima, pune entuziasm, pune voce, pune gesturi, e adevărat gesturi, poate ciudate. Cum Domnule David, în loc să stea cu coroana de cap, cu coroana de împărat pe cap, în loc să fie atent, să fie și el dus în spate de niște oameni că este împăratul. El să se umilească, el să se exprime bucuria, el să-și pună suflet în această ceremonie, parcă nu se face. Și mă gândesc, și în vremea noastră, pentru Dumnezeu, pentru cauza Lui, mai suntem entuziasmați? Nu negăm că nu-l iubim pe Dumnezeu. Nu negăm că nu ne interesează. Dar cât ne interesează? Pot să fiu în situația să am nopți întregi să mă gândesc la lucrarea lui Dumnezeu? cum aș putea să o fac mai bine. Sunt poate zile întregi în care mintea mea doar ce să fac pentru cauza lui Dumnezeu, pentru slava Numele său, să-l fac cât mai bine? Sau da, poate fi făcut, dacă am timp, dacă pot, pentru că am alte priorități. Pentru mine alte lucruri sunt mai importante. Dumnezeu, prezența sa cauza sa nu sunt la priorități. Ori e, e adevărat despre David, știți ce spune Dumnezeu, om după inima mea. Nu pentru că a fost un om perfect, nu pentru că a fost un om genial, din toate punctele de vedere, un înger. Nu, știm bine cine a fost David și ce a făcut el. Dar a fost omul care atunci când venea vorba, despre Dumnezeu, despre numele Lui, punea suflet. Amintiți-vă, era încă foarte tânăr, că merge la frații săi să îi viziteze și aude pe Goliat, care blestema. Și când aude despre Dumnezeu, el nu zice, nu-i treaba mea, eu sunt scutit de armată, eu mă voi întoarce acasă, nu e o problemă de care eu, în care eu să mă bag când David aude ce a zis despre Dumnezeul meu, vorbește despre Dumnezeul meu așa, mă duc la el. Băi, bă, te stai cu minte că tu ești, cum ești, ești copil. Nu, 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 eu mă duc, de ce? Mă pasionează Dumnezeu. Mă pasionează numele Lui. Mă pasionează prezența sa. E ceva care arde în mine, arde în mine pentru cauza Lui și pentru numele Său. Problema la odicei este că căldicel, adică lasă mai ușor, nu zice nimeni să nu fii un creștin bun, nu zice nimeni să nu citești, nu zice nimeni să nu faci lucrare, dar mai ușor, nu exagera, nu face gesturi nepotrivite, nu arăta entuziasm nu fi cel care să nu dor noaptea pentru asta. Fă ce poți. Să mai facă și alții. Fă când poți. Fă dacă ai cu ce. Dar în rest, ai destule și tu pe cap. Ai și tu problemele tale. Ai și tu, mai ales cum spunea Mical. Doamne, tu ești împărat. Ești împărat. Tu trebuie să fii atent la gesturi. Tu nu poți să bei apă ca orice om. Tu nu poți să te așezi pe scaun ca orice om. Tu nu poți sta la masă ca orice om. Tu ești împărat. Și David spune, da, mă rog, ok, poate în diferite ceremonii sunt atent. Dacă vine vorba de Dumnezeu, El contează, eu nimic. Eu, spune El, spune David sunt disponibil și dispus să mă înjosesc și mai mult în ochii mei. Pentru că știu că acel Dumnezeu m-a binecuvântat. Acel Dumnezeu m-a făcut să fiu mai presus și m-a pus înaintea poporului său. Cum să rămân eu nepăsător? Cum să rămân eu entuziasm, să rămân așa rece? Nu, 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 pe mine acest Dumnezeu Mă pasionează, pe mine acest Dumnezeu mă, mă motivează și motivarea mea este maximă în ce privește relația cu El. Eu cred că și în vremurile noastră a venit vremea să reînviem entuziasmul, să reînviem pasiunea pentru Dumnezeu. Și poate că este corect întrebarea, se mai poate? Posibil să fi murit și venim din inerție. Și cred că lucrul acesta nu e în regulă. Acum, gestul lui David nu este un gest, așa cum am spus mai devreme, planificat să impresioneze niște oameni sau să-l impresioneze pe Dumnezeu. Nu, 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 nu. Gestul lui David este natural, este sincer și vine dintr-o inimă curată. Asta este lucru pe care Dumnezeu îl apreciază. Eu sunt convins că dincolo de jerfele pe care David le-a adus împreună cu poporul, nu jerfele l-au mulțumit pe Dumnezeu să spună, oh, ce bine că au fost 2000. Să mulțumim că au fost 2000 de jerfe. Nu două cum a fost. Nu cantitatea, ci cât de entuziasmat sunt sau suntem pentru Dumnezeul acesta. Cât de mult contează prezența lui, cât de mult înseamnă pentru mine numele său și cauza sa. Ori, David, amintiți-vă, deși s-a speriat când s-a întâmplat cu Uza, n-a stat liniștit să spună, ei, chivotul rămâne acolo și cu asta basta. Nu, 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 nu. Pe mine mă preocupă prezența lui Dumnezeu. Pentru mine este ceva important și sunt gata să fac orice pentru acest nume. Eu cred că și în evangelizare se vede entuziasmul sau lipsa lui. Și poate că de multe ori am crezut că dacă spunem adevărurile Bibliei, e suficient. Spunând acele adevăruri mai mult cu grijă la ceea ce am de făcut mâine, sau la ceea ce am de făcut peste o oră sau peste două, lucrul acesta se vede. Preocuparea se vede. Ori ceea ce cred eu că putem învăța de la David, că atunci când vine vorba despre cauza lui Dumnezeu, merită să punem totul. Merită să ne entuziasmăm. Merită să fim pasionați. Pentru că acest Dumnezeu chiar este pasionat de noi, nu este indiferent la necazurile noastre, nu este indiferent la viața noastră. Dacă Dumnezeu ar fi, cum să spun, lipsit de preocupare față de noi și luat cu alte griji, ar fi dramatic pentru noi. Ori când vezi pe cineva care este chiar interesat de binele tău, când vezi pe cineva care chiar contează, care în ochii căruia contezi, eu cred că merită acel răspuns. David spune, pentru Dumnezeul acesta am făcut puțin. Sunt disponibil la mai mult pentru că acest Dumnezeu a fost entuziasmat să facă ceva pentru mine. Acest Dumnezeu a pus pasiune în lucrarea cu mine, m-a ridicat, m-a binecuvântat, eu să nu arăt la fel, să nu mi-exprim la fel, cred din tot sufletul că ceea ce a făcut Mical, și cred că este o greșeală foarte mare, este nu a intrat în atmosferă. A stat departe. Și când stai departe, nu înțelegi. Eu cred că trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să intrăm în atmosfera Lui, să intrăm în bucuria acelei atmosfere și de aici lucrurile vor decurge normal. Dacă voi fi reținut, dacă voi sta departe, dacă voi privi, poate cu un ochi critic, văzând dacă e bine sau nu, există riscul să aleg un drum care nu aduce deloc bine. Dar atunci când intri în atmosferă, când o înțelegi, când o trăiești, experiența este extraordinară. David spune, cum? A fost greșit? Cum să fie greșit? Tu știi ce bucurie am avut astăzi? Știi cât de bine mă simt de prezența lui Dumnezeu? Știi cât de mult? Și David are curaj să spună, știi că acele slujnice despre care tu zici mă apreciază și au înțeles ceea ce tu nu înțelegi? Și Mical nu mai are un răspuns. Dar despre ea scriitorul spune că s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva care, după anumite norme și după anumite explicații, înseamnă un blestem. Da? Asta însemna. Eu sunt convins că Dumnezeu a iertat-o și îi dorim cu totul mântuirea. Dar este clar cine stă la distanță de Dumnezeu. Cine este reținut în a pune toată inima pentru cauza lui, cine este cu frâna de mână trasă să nu se entuziasmeze pentru Dumnezeu, cred că merge pe un drum greșit. Cred că nu-l va înțelege pe Dumnezeu și cred că se va depărta de Dumnezeu. Dar cine intră în atmosferă, cine se apropie, cine înțelege, va avea exact cum a avut David. Veselie. Va avea bucurie. Va gusta să vadă ce bun este Domnul și va spune, wow, a fost extraordinar. Mai vreau și mai vreau și mai mult. Și adevărat, David a avut niște alunecări îngrozitoare, niște gesturi inexplicabile și de neiertat omenește vorbind. Dar David, de fiecare dată când a alunecat, când a făcut gesturi, s-a întors cu și mai mare forță pentru că am gustat să văd cât de bun este Domnul. Am gustat atmosfera aceea, ori pentru mine aia este mult mai frumoasă decât ceea ce am trăit, o plăcere de moment sau de alte idei pe care le-am avut în cap. Am gustat din experiența aceea. Să ne Dumnezeu pe fiecare dintre noi să intrăm în atmosfera cerului să gustăm din această atmosferă, să trăim această atmosferă, să ne rugăm la Dumnezeu ca entuziasmul pe care poate l-am avut și eu sunt convins că fiecare dintre noi l-am avut să reînvie. Amintiți-vă ce se spune despre biserica din Efes, care nu au făcut greșeli mari, dar există o mustrare pe care îngerul îl spune nu mai ca înainte. Dragostea din tăi nu prea mai e. Nu mai entuziasm. Sunt intenții bune, sunt fapte bune, sunt gesturi extraordinare, dar ești mai rece, ești mai distant, ești parcă preocupat de altceva. Întoarce-te, întoarce-te. Eu cred că în vremurile acestea merită să ne entuziasmăm pentru Dumnezeu. În lumea aceasta, dacă ne entuziasmăm pentru ceva, vom fi dezamăgiți, ne vom simți păcăliți. Am văzut fel și fel de oameni entuziasmați de anumite afaceri, entuziasmați de anumite monezi sau de anumite criptomonede, cum se spune în vremea noastră, sau de anumite imobiliare, mașini și așa mai departe, și pun suflet, pune pasiune. Și am văzut persoane care dezamăgite. Am crezut că, am sperat că am pus sufletul pentru acele lucruri. Și m-au dezamăgit. Ei, dacă îl vom pune pentru Dumnezeu, pentru cauza lui, cu siguranță nu ne va dezamăgi. Experiența lui David este mai vreau și sunt disponibil la mai mult, pentru că e frumos să pui pe inimă cauza lui Dumnezeu, persoana lui și valorile sale. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amin. Amin. Aș ca acum la finalul serviciului divin să ne rugăm împreună și vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta în numele Domnului Hristos, să-ți mulțumim pentru că întotdeauna în cuvântul Tău putem să găsim lecții pentru viețile noastre, să mulțumim pentru că Tu ai fost Cel care dorești să ne înveți și îți -ă mulțumim pentru că prin cuvântul Tău fiecare dintre noi putem să găsim învățături și aplicații pe care să le folosim în viața de zi cu zi. Îți mulțumim, Părinte Bun, pentru că Tu ne-ai ocrotit, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai binecuvântat și ne-ai oferit tot ceea ce am avut nevoie. Vrem ca și în seara aceasta să ne predăm cu toții în mâinile Tale, vrem să binecuvintez familiile noastre, vrem să binecuvintez biserica din locul acesta. Ajută-ne ca fiecare dintre noi să te simțim alături de noi, să ne călăuzești pașii fiecăruia și ajută-ne ca să putem să fim cu toții mântuiți în împărăția Ta. Te lăudăm, Părinte Bun, și îți mulțumim în numele Domnului Hristos. Amin!